La Cupa Primăverii la fotbal pe teren redus, ultimele meciuri înaintea pauzei datorată sărbătorilor pascale s-au jucat miercuri după amiază în grupa D. XXL Mușeleanca, echipament negru, Meca Rom a fost un meci dur, dar care a oferit un adevărat spectacol pentru cei din tribune. Ca și în alte partide, am asistat la răsturnări de rezultat pe tabela de marcaj. XXL a deschis scorul, Meca Rom a întors 3-1 pentru ca finalul să aparțină celor echipați în negru. Cele două goluri marcate pe final de Ungureanu au întors încă o dată scorul pe tabelă și XXL Meca Rom s-a încheiat 4-3. Pentru înfrângerea rușinoasă din prima etapă 1-12, primăria Câmpulung a venit cu o echipă total schimbată pentru meciul cu CBRN. S-a impus pe teren 6-1, însă adversarii au contestat și așteaptă acum soluționarea. La Cupa Primăverii, la fotbal pe teren redus, urmează așadar o scurtă pauză, competiția urmând să se rea pe 19 aprilie, tot cu meciuri din grupa D, singura formată din 5 echipe. Thank you.